Pelerinul Negru, scris de Ioana Nicolae. Acest roman reprezintă urmarea catastrofei ce s-a petrecut în data de 26 aprilie 1986 la Cernobâl, când cel de-al patrulea reactor al centralei atomo-electrice a explodat la 01:23 noaptea. Prin aceste două machete doresc să prezint realitatea a ceea ce a fost înainte de marea catastrofă și ce a urmat. Vreau să compar între ele, vreau să le compar între ele pentru a evidenția influența acelei iasme care a fost ca o travă pentru populație. Așa cum am realizat eu aceste două machete, așa și autoarea a evidențiat urmările catastrofei prin cartea Pelinul Negru, care înseamnă de fapt Cernobâl. Vâlța Augustina, personajul principal, reprezintă un exemplu acestei urmări. O ființă fragilă născută imediat după explozie, care a reușit să supraviețuiască. A venit pe lume atinsă de o iasmă provenind din trecutul său pe căi invizibile, dintr-o istorie care n-a conținut-o și care n-ar fi trebuit să o intereseze. Când explodează puterile, suflul morții atinge și copiii nenăscuți. Copiii morți, copiii moștri, diformi, hrăniți la sân cu lapte radioactiv, dar și copii ai intervalului, copii ca Augustina zbătându-se pe linia care separă tutoarele de drugi. La Cernobâl omul a aflat despre sine că nu este o ființă eternă și că natura sa poate fi alterată fatal. Povestea vieții Augustinei este una excepțională, dar în același timp și una grea. În ciuda faptului că aceasta nu se prea descurca la școală cu scrisul și cu cititul, aceasta rămâne tot aceeași ființă fragilă, oricât se străduia la școală nu reușea, iar toată această neputință a rămas un mister pentru ea. Repetând clasa întâia de 3 ore, este trimisă la o școală specială din Buzău, unde se simte mai tutoană, însă experiențele au schimbat-o și de câte ori venea acasă, în vacanțe, familia abia o recunoștea. Ceea ce o făcea deosebită era talentul său la pictură, bunătatea și dragostea pe care o purta fiecărui lucru mărunt. Lui Porc, Guițiu, reprezintă majoratul mental al Augustinei, care este totodată un refuz asumat al realității. Imaginea fulgilor imaculați care se înroșesc atingând pământul este o metaforă de o intensitate greu de suportat a pierderii inocenței. O carte remarcabilă. Am realizat și eu o carte pe care unde am evidențiat lucrurile principale. Pelinul Negru înseamnă Cernobâl. Pelinul Negru ne oferă șansa de a descoperi ce influență a avut explozia de la Cernobâl asupra populației. Personajul principal, Augustina, reprezintă urmare a catastrofei, născută doar la câteva luni după incident. La Cernobâl, omul a aflat despre sine că nu este o ființă eternă și că natura sa poate fi alterată fatal. În roman este prezentată viața Augustinei, adică Vâlța Augustina, o fetiță afectată de acea iasmă și hrănită la sân cu lapte radioactiv. O carte de o sensibilitate mare, cu o poveste extraordinară, o carte remarcabilă. Mulțumesc!